În urmă cu un an de zile, am avut bucuria Lucreția copila mea aici. Lucreția copila noastră aici. Mare Lucreție în față, că... Lucreția îmi spune cu câtva timp în urmă și nu a fost mai mult decât eu un an, îmi spune cu câtva timp în urmă, a zis părintea. Dacă până acum se numesc analfabet, cei care nu știau să scrie și să citească, cred că de astăzi înainte se numesc analfabet cei care nu știu să umble într-un calculator și în internet. Și am spus să stai cu minte, Lucreție, că eu sunt mai mare analfabet, că nu știu să umble calculator. Hai să stai așa și te rază de asta, dacă Lucreția e sărcinată, dar să vii la locul tău, că și așa te poți urma, că părintele nu e sărcinată, că eu am făcut doi copii, putea să facă 8, dacă se grijă poartă de ea doi copii. În urmă cu un an de zile, fiind lângă Anca de la Cluj și umblând Anca pe internet și arătându-mi, poate mai bine de un an, știi? Mai bine de un an. Poate că un an. Am auzit vorbind un om despre Dumnezeu, spunând despre mama lui. Vorbea despre mama lui în predica care am ascultat-o, acolo în internetul ăla, în difuzorul ăla, în calculatorul ăla. Și de un an de zile mi-am dorit să-l cunosc. Și am zis către Anca, Anca, cum pot să mă ajut să dăm de omul care grăiește în televizor aici? Cum putem să dăm de dumnealui? Și dumnealui este tot bătut acolo calculator și o găsit în internet, o nume și o adresă și o telefon. Și astă toamnă îmi suna la telefonul ăla la capătul firului după multe săptămâni sau luni chiar, mi-a răspuns cineva, o domnișoară, care am înțeles că omul pe care îl căutăm este profesor universitar la teologie, la Timișoara, și că este directorul sau președintele unei fundații care se ocupă de o lucrare, de o lucrare de misiune, de o lucrare de, pentru tineri, mai ales, am înțeles, de la Anca, în România și nu numai în România. Și domnișoara aceea foarte drăguță a zis, cum putem să ajungem la domnul profesor? Și eu știu că telefonul mobil este un lucru intim, este un lucru particular și nu pot să penetrezi intimitatea nimănui, cum facem noi de multe ori. A, n-ai numărul de mobil, stai că te dau. Lucrul ăsta se face cu acceptul celui care îl are, dacă vreți să se dea, pentru că este un lucru intim și este un lucru care nu stă dacă trebuie. Cum să punem într-o carte de telefon, ia, la scrătare, nu? Și-a rugat pe domnișoara de la capătul firului, putem să apelăm. O, cum să nu, că este un om așa de deosebit. Dar putem să-l sunăm pe numărul de mobil care, cum să nu, că e un om care la toată lumea răspunde. Și ne-a răspuns la capătul firului domnul profesor. Și-a spus, domnul profesor, nu puteți să vizitați-vă, eu sunt preot ortodox din trusa mea, s-am zis, așa m-am prezentat eu. N-ați putea să veniți să ne rugăm împreună să vestim Cuvântul lui Dumnezeu și la noi, acolo, în biserică. A spus, duminica asta nu pot că merg în Madrid. Duminica asta la altă nu pot că îți invitați într-o biserică la ora asta. Duminica aia la altă nu pot că îți invitați într-o biserică la... în Elveția, parcă. Duminica viitoare nu pot că-ți invitați într-o biserică, nu știu unde. Și mi-a spus dumnealui atâtea locuri în care invitați, nu mai relați nicio biserică. Anca și-a dorit mult, mult, mult să-l putem întâlni pe omul acesta. Și-a zis, părinte, hai să rugăm pe Dumnezeu și să mai sunăm o dată. Și-a mai sunat o dată. Și-a spus, domnul profesor, eu știu că sunteți de ocupat. N-ați putea veni totuși până la Moșuri. Nu-i o sat mare, nu-i catedra dumneavoastră de universitară de independență. Dar sunt poate că și oameni care ar dori să vă audă ceea ce am auzit, o să audă și ei. Și-a zis, părinte, nu pot nici acum, nici acum, în data de cutare trebuie să vă cuvinic, în data de cutare, nu știu cum, în data de cutare, nu pot, da, să ne uităm la anul. Până la anul așa e de mult. Dar nu pot până la anul. Și asta e rapid, oare unii rapid la sfârșitul noiembrie. Și s-a uitat dumnealui la agentă și-a zis, așa s-a ocupat, așa s-a ocupat, în duminica din 11 ianuarie nu promit la nimeni și voi fi la Moșuri. Vă spun drept că n-am crezut. Vă spun drept că n-am crezut. Să gădașul prostului bucuria nebunului. Și-am lăsat-o așa oarecum, am zis, dacă Dumnezeu va rândui să ne facă o bucurie, mie și dumneavoastră va lucra cum știe El. Că dacă voi care sunteți răi știți să faceți daruri, cu bune, cui, copilul vostru, cu atât mai mult.
Tatăl vostru cel din cer vă va da Duhul Sfânt. Amin. Și azi dimineața așa am fost de bucuros când mi-a venit Anca la ușa Sfântului Altar și a bătut în ușă și a zis, părinte, o sosit domnul profesor la dimineața. Am fost așa de bucuros și pentru asta nu vă țin eu și nu mai predic eu și cuvântul de învățătură de astăzi din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 4, cei care aveți cărțile Sfinte la dumneavoastră și m-aș bucura să ridicați mâna să vedem cât aveți Biblie la dumneavoastră. Așa, mâna sus, Domnul să vă binecuvinte! Amin. Și cei care nu ridicați mâna, rugăm pe Dumnezeu să nu o lăsă în mașină Biblia. Amin. În soară, și acolo la semafor, și acolo la birou, și acolo unde înainte de a Domnului, nu o să le citiți. Un cuvânt, ziceți. Ajută-ne, Doamne! Cuvântul meu vă va face Zlobo! Domnul să vă binecuvinte! Amin! Evanghelia de astăzi de la Matei, după scrisă de Evanghelistul Matei, capitolul 4, începând cu versetele 12 până la 17, a fost citită în toată Biserica Ortodoxă de lung, latul și rotogolul Pământului. Eu astăzi rog pe Dumnezeu, Cel ce poate să vestească cuvântul lui Dumnezeu și Cel ce toarnă în gura prorocilor săi, să torne și Domnul Profesor. Amin. Amin. Și îl poftim aici lângă noi și apoi să umple cu Duhul Sfânt de cei ce au nevoie. Le mulțumim și celor care l-au sosit astăzi aici. Mărire Tatălui, Fiului și Sfântului Duh. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Puternice Părinte și iubiți credincioși. Vreau să începe cuvântul. Vreau să vă rog ceva. Eu sunt așa de bucuros că l-am întâlnit pe dumnealui. Sunt așa de bucuros de nu știu cum să vă spun. Îngăduiți-mi să nu mă duc în Sfântul Altar să stau și eu să la urmă. Domnul profesor, ca la o lecție și ca la un seminar stau astăzi, dar nu așa stau. Stau ca înaintea omului lui Dumnezeu. Domnul să vă oferă putere. Vreau să vă spun că pentru mine este o mare bucurie să pot să fiu în biserica dumneavoastră. Și când am văzut biserica aceasta plină, mi-am dat seama că România are viitor. Amin. Viitorul țării noastre, vreau să vă spun că nu sunt parlamentari, deși fac treabă bună, mulți dintre ei. Viitorul țării noastre nu este să ieșim din criză mai repede. Viitorul țării noastre nu înseamnă numai oameni cu carte, cu școală, nici oameni cu bani. Viitorul țării noastre este Iisus Hristos. S-a citit astăzi o Evanghelie deosebită. Este chemarea pe care Domnul nostru o face la cruce, o chemare pe care o face la jug, o chemare pe care o face la durere, la foarte multe privațiuni. Este o chemare pe care Iisus Hristos o face cu toată dragostea, dar în același timp cu toată fermitatea. Iisus Hristos spune Evanghelie pe care înainte i-a adus-o Ioan Botezător. Același lucru l-a spus Ioan. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Iisus vine și spune cu aceleași cuvinte, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Și în această dimineață, aici, în locul acesta, ne putem să ne dăm seama că împărăția cerului este mult mai aproape. Amin. Împărăția cerului este la ușă. Amin. Dacă veți auzi cu urechea Duhului Sfânt, pașii Domnului nostru se aud pe coridoarele istoriei acestea. Aleluia! Oare ce-i pocăință? Foarte mulți oameni astăzi au cuvintele lor despre pocăință. Am complicat foarte mult, mulți dintre noi, calea mântuirii. În această dimineață am înțeles cu toții ce înseamnă pocăința. Aceea de te a pleca înaintea Dumnezeului celui viu și sfânt. A te recunoaște ție greșelile tale. A recunoaște puterea lui Dumnezeu din cerul. A chema Duhul lui Dumnezeu peste tine și viața ta. În această dimineață va trebui să înțelegem că pocăința este ceea ce a spus Iisus. Doamne, nu înțelegem, au spus ucenicii. Suntem grei de cap, cam ca noi astăzi. Și a spus Iisus, nu-i nimic. Vreau să vă explic băbește ce înseamnă pocăința. Pocăința nu este o aderare la un cult. Pocăința nu este o aderare la o numită doctrină. Pocăința înseamnă aderare la Iisus Hristos, Domnul. Și cartea Lui, Sfânta Scriptură, care trebuie urmată în fiecare zi. Și trăită, așa cum spune Domnul, cine m-a văzut pe mine, zice Domnul Iisus Hristos, l-a văzut pe Tatăl din ceruri. Cine face voia mea, îmi este ucenic, îmi este frate și îmi este acela pe care într-o zi